Este cunoscut și prețuit în toată lumea, mai puțin la Baștina. Vorbim despre Eugeniu Coșeriu, numit și lingvistul secolului 20, care a pornit în lumea largă de la Mihăileni Rășcani și a ajuns să fondeze școli științifice în America de Sud și Germania. Peste 50 de universități i-au acordat titlul doctor honoris causa cu prilejul celei de-a 95-a aniversări de la naștere. La Academia de Științe a Moldovei a avut loc un simpozion omagial și a fost lansată o carte despre Eugeniu Coșeriu. Până în 1989, numele lui Eugeniu Coșeriu era interzis acasă și doar unii reprezentanți ai comunității științifice cunoșteau despre faima lui mondială din revistele academice rusești. După 1990, savantul a revenit de câteva ori în Republica Moldova. Academia de Științe a Moldovei a decernat medalia Dmitri Cantemir. La 6 septembrie 91, Eugeniu Coșeriu a fost ales membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Eugeniu Coșeriu a fost profesor la numeroase universități din lume, iar în ultimele decenii și până la moartea sa în 2002, a activat la Universitatea din Tübingen, Germania. Știm noi să-l apreciem la justa valoare, probabil că încă nu. De ce? Pentru că în 1990 am văzut atunci, Coșeriu avea în biblioteca lui 9 volume care apăruseră în Japonia, 9 volume în Coreea de Sud. Suntem obligați să-i publicăm opera integrală. El a fost și scriitor. A scris proza în italiană, poezia în română și eseurile le-a scris în spaniolă, engleză, germană. Mai multe informații despre renumitul savant vom putea afla din noua carte Marele Coșeriu, reper fundamental al lingvisticii moderne, de Teodor Popovici, medic de profesie. Timp de 15 ani am acumulat materiale, fotografii, interviuri. 3 ani de zile am scris această mică sinteză. Cine a finanțat? Au finanțat autorul. Eu am dat ideea titlului, pentru că adjectivul marele este atot încăpător. Aici e și mare patriot, și mare român, și mare savant, și mare prieten. Savantul a vizitat de câteva ori satul natal, unde liceul îi poartă numele și există și o clasă muzeu Eugeniu Coșeriu. Au ridicat în slăvi satul Mihăileni. În toate enciclopediile, în toate scrierile, el spune că el vine de la Mihăileni, s-a ridicat deasupra Mihăilenilor, spui lumea întregi că el vine de la Mihăileni. Consătenii i-au consacrat și versuri. Fecior prebeag, cu cuget de român, ce-ai colindat o lume lung și în lat, cuget profund ce te-ai făcut stăpân pe mapa mond, cu limba ta din sat. Pe 27 iulie, de ziua nașterii savantului cu renume mondial, va avea loc o evocare și la mihăilenii dragi pe care Eugeniu Coșeriu i-a purtat în suflet pe toate meridianele.